Bună ziua! Mai sunt 2 săptămâni și ne vom prezenta la vot. A fost o campanie ușor, ca să nu zic mult, ușor atipică, în sensul că toți candidații au trebuit să se supună noilor reglementări în materie de alegeri. Nu s-au mai dat pixuri, nu s-au mai dat sacoșe, nu s-au mai dat, sperăm că nu s-au mai dat ulei, zahăr și alte produse alimentare, așa încât presa a acționat la foc continuu. Mai sunt 2 săptămâni și va trebui să alegem primarul municipiului Slobozia. Avem de ales dintre oameni care au mai fost în politică la partidul pe care îl reprezintă azi sau la alte partide. Astăzi încercăm să stăm de vorbă cu domnul Ionel Gae, candidatul ALDE la primăria municipiului Slobozia. Am mai avut un episod cu domnia sa de prezentare a ceea ce își dorește de la această campanie și ceea ce dorește să facă pentru noi slobozenii. Pe ultima 100 de metri zicem domnul Ionel Gae, bine v-am găsit și să încercăm să readucem în atenția cititorilor și telespectatorilor site-ului Ziarului Știrea ce anume vă determină să candidați, plecând de la a ne expune întâi cine sunteți, Ionel Gae, pentru ca oamenii să vă și aleagă. Da. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Ce pot să vă spun? Așa cum am arătat și în celelalte momente, eu sunt de profesie avocat, sunt căsătorit, am un băiat, sunt dornic să mă implic în lupta de a repune lucrurile pe făgașul lor normal în orașul nostru Slobozia. Pentru că nu numai înainte de campanie, dar și în timpul campaniei, am cules foarte multe informații despre ceea ce trebuie făcut. Și nu neg faptul că pe unde am umblat, lumea este extrem de nemulțumită de autoritățile locale, nu numai cele care au fost în ultimii ani, ci de-a lungul timpului s-a perpetuat o nepăsare față de problemele cetățenilor. Gândiți că această nepăsare se datorează numai primarului sau tuturor consilierilor, căci de obște consilierii sunt cei care hotărăsc pentru binele comunității. Cu ce echipă veniți? Cu oamenii care au mai fost în politică? Sau cu oamenii foarte tineri pe care să-i puneți acolo la muncă în folosul noilor tendințe administrativ-teritoriale? Da. Deci, într-adevăr, echipa ALDE este formată din majoritatea oamenilor tineri și pot să spun că în primii 11 sunt cel mai în vârstă. Deci 49, aproape 50 de ani. Și asta înseamnă că aducem oameni noi pentru Consiliul Local ca propunere, ca ofertă, în sensul că nu au mai fost consilieri și nu au mai avut de-a face cu autoritatea locală Slobozia și Consiliul Local Slobozia. Și tocmai de aceea putem să venim cu proiecte noi, cu idei noi, cu proiecte realizabile în folosul oamenilor. Deci noi ceea ce vrem să punem în practică trebuie să fie gândit pentru oameni și în folosul oamenilor. Avem, spuneam și în anterioara discuție, avem 2 cartiere, Slobozia Nouă și Bora. Această echipă, acești tineri cu care veniți dumneavoastră, cunosc, i-ați luat și pe ei pe teren în această perioadă, astfel încât să cunoască de dinainte de a ajunge consilier problemele celor 2 cartiere? În mod normal că în deplasările pe care le-am făcut, a mers echipa de consilieri, mai mulți, mai puțini, în funcție și de programul pe care îl au, pentru că și ei, la rândul lor, sunt încadrați în diferite activități economice. Și pot să vă spun că ați adus în atenție cartierul Bora, cartierul Slobozia Nouă, pot să vă spun că acolo sunt probleme majore. Deci
și de altfel și în cartierul de case pentru tineri, cum îi spuneam noi, cartierul tineretului. Deci este inadmisibil că acolo, după 7 ani de zile, încă nu au rețeaua electrică, încă nu au asfalt, trotuare, canalizarea să fie în regulă. E jalnic. Am mers prin oraile de acolo și m-am convins. Am și câțiva prieteni și rude cu case acolo. Cunosc îndeaproape ce se întâmplă în acel cartier și chiar nu vine să cred că nu s-a reușit până acum să se rezolve această problemă. În Slobozia Nouă de asemenea, avem lipsa trotuarelor, a asfaltului, a canalizării. Sunt bruieni peste tot, praf. Sunt țevile de aerisire de la gaze în mijlocul străzii. Se vede că acolo s-a făcut ceva de mântuială. Sunt începute pe diferite părți, câteva borduri, câteva grămejoare de piatră și așa mai departe. În Bora, de asemenea, au și problemele lor, dau acte pe case. Sunt multe, multe probleme care sunt identificate și care eu cred că prin implicarea primarului, a funcționarilor din primărie, a consilierilor locali care au fost aleși de acești oameni, trebuie rezolvate până acum. Credeți că numai organizarea, slaba organizare, ar putea fi cauza principală sau acceptați scuza, dacă ar fi să fie o scuză, că nici bani nu prea au fost în buget, astfel încât să poată acoperi cheltuielile necesare dezvoltării cartierului sau... Nu pot să accept această scuză că n-au fost bani, pentru că dacă ne gândim că la parcarea din Piața Revoluției, un loc de parcare care, din punctul meu de vedere, nu era necesar această investiție, acest proiect, un loc de parcare ajunge undeva între 4 miliarde jumate sau 5 miliarde de lei vechi, este de ajuns să vă dați seama că acei bani puteau fi dirijați către cele 3 cartiere, unde avem oameni care au strict nevoie de anumite utilități. Cineva ar putea, pe bună dreptate, să vă replice faptul că acești bani, fiind din fonduri europene, nu puteau fi cheltuiți pentru altceva. Dar dumneavoastră veniți și spuneți că, de fapt, banii trebuiau gândiți de la început, dacă ne trebuie această parcare. Lucrul ăsta s-a tot discutat. Toate partidele, toți candidații au pedalat pe cele 2-3 mari, foarte mari și vizibile probleme. Parcul IMM-uri, groapa din fața primăriei și a Consiliului Județean și, sigur, apa lui Ionașcu. Îi poartă numele cu acest văl negru pe ochi, cum zic românii. Domnul Ionel Gaie, sunteți avocat de profesie și eu mizez pe faptul că v-ați ales oameni specialiști în jurul dumneavoastră. Dacă e să disecăm, nu ca un legiuitor, dar așa, politicianist vorbind, este posibil să nu câștigați? V-ați gândit la asta? Dacă da, întrebarea imediat următoarea mea este: v-ar mulțumi și să fiți numai consilier în ideea că și de acolo, din acea funcție, ceva mai mică, ați mișca ceva? Sau vă doriți să fiți primar și după aceea Dumnezeu cu mila odată ieșiți din campanie? Da. Deci, în mod sigur, fiind înscris în campania electorală din partea ALDE, unde un conducător renumit este domnul Tăriceanu, care vine cu un aport de seriozitate și de cultură politică pentru noi, în mod sigur m-am înscris ca să câștig funcția de primar, nu neapărat pentru mine, ci pentru oamenii care așteaptă mai multe lucruri din partea autorității locale. În niciun caz, dacă voi ajunge consilier județean, pentru că sunt și pe lista de consilier județean sau pe lista consilierilor locali, nu mă voi da la o parte, pentru că în spatele acelei funcții sau acelui post pe care voi ajunge, stau un număr de voturi. Și automat, pentru acei oameni care mă votează, trebuie să fiu prezent acolo unde, după ce se trage linie, voi ajunge și trebuie să fac tot ce e posibil ca să îi ajut. Dar îi voi ajuta și pe ceilalți care nu mă votează, pentru că așa consider eu că un ales local trebuie să se implice și să gândească la modul general rezolvarea problemelor pe care le au oamenii în Slobozia. Și sunt multe, slavă Domnului, v-am spus că mă întâlnesc cu oameni și
îi văd așa de necăjiți încât, sincer, îmi vine să plâng. Nu pot să cred că în 2016 nu avem curent într-un cartier, curent electric. Nu pot să cred că apa nu este potabilă în 2016. Nu pot să cred că într-un oraș, municipiu, reședință de județ există acele cartiere mai rău ca la țară. Sunt comune care au utilități aduse, sunt realizate foarte frumos, arată foarte bine localitatea respectivă, iar, de exemplu, Slobozia Nouă sau cartierul de vile este jandarm. Întrebarea este una care s-a tot pus, aproape că ne-am plictisit de ea. Aveți soluții, Ionel Gaia, pentru tot ceea ce ați întâlnit în aceste săptămâni de campanie? Adică ce le spuneți oamenilor? O să vă fac trotuare, o să vă torn asfalt pe străzi? Bănuiesc că nu, că astfel de fraze s-au tot spus. Care ar fi prima soluție pe care ați găsit-o, care să ajute toate celelalte soluții? Deci, în mod indubitabil, bani sunt, pentru că sunt taxe și impozite plătite la primărie și de acolo se pot realiza aceste utilități, care nu sunt chiar așa de scumpe, ca să ne gândim la nivelul municipiului reședință de județ. Dar, pe lângă acesta, acest lucru trebuie accesate fonduri europene, care știm că sunt, slavă Domnului, destule, numai că trebuie să vii cu proiecte, să ai oameni care să vină cu idei, să gândească și să găsim acele metode de a accesa cât mai mulți bani europeni. Și acești bani europeni pot fi pentru utilități, așa cum am arătat, unde sunt probleme, pot fi folosiți și pentru tineri, pentru educație, pentru sport, pentru sănătate. Să nu uităm că spitalul nu are medicii de care are nevoie orașul și județul. Să nu uităm că acolo sunt cozi, sunt oameni care sunt bolnavi de diabet, sunt înghesuiți într-o încăpere, acolo am văzut o garsonieră, așa ca să o numesc. Mă gândesc și la înființarea unei clinici în oraș pentru acești oameni, pentru a degreva spitalul, unde în spital să ajungă oameni cu probleme mai grave. Care să fie în ordinea primăriei chiar? Adică dacă și o clinică care să fie administrată de către primărie, pentru că toată lumea spune că spitalul este administrat de Consiliul Județean, dar eu, dacă voi fi primar, nu pot să mă dau la o parte și să las oamenii să le spun, domnule, nu am ce să vă fac, că nu e al meu. Nu. Eu cred că o clinică care să fie a primăriei și locații găsim noi, sunt destule posibilități, pentru oamenii ăștia, cum am zis, cei cu dializă, cu alte probleme, ca să aducem și medici și să putem să ne asigurăm aceste servicii medicale mult mai rapid și eficient, și să-i degrevăm și pe ei de acel stres, de a sta acolo, înghesuiți, în căldură, la coadă, în condiții indecente. Păi și ei plătesc taxe și ei plătesc impozite. Deci trebuie să ne gândim de altfel la toți locuitorii, începând de la cei mici, de la grădiniță, de la școală, liceu, la cei care sunt implicați în activități economice, care muncesc, la pensionari, la cei bolnavi, la cei defavorizați. Sunt o grămadă de probleme pe care veți continua, le voi inventaria. Deci continua ideea aceasta a construcției locuințelor prin ANL, fiindcă sunt foarte mulți tineri care, din păcate, stau claie peste grămadă cu părinții în acele mult blamate cutii de chibrituri care sunt apartamentele de dinainte de 89. Aveți dreptate. De altfel și în programul nostru există și acest proiect de a continua construcția blocurilor ANL pentru tinerii căsătoriți, pentru tinerii care nu au și nu sunt căsătoriți, dar nu au unde să locuiască și au un loc de muncă, dar și pentru specialiști, pentru că, așa cum arătam, nu avem medici în spital. Deci, ca să-i atrag, trebuie măcar să-i ofer o locuință. Măcar acest lucru. Pentru că vine omul și nu trebuie să vină să stea în gazdă. Pot fi și alți specialiști, poate la combinat reușim să redeschidem anumite activități economice și atunci vom identifica acei specialiști și le vom identifica și lor soluții de cazare pentru a veni cu ceva în sprijinul lor. De asemenea, ziceați de locuri de muncă. Este un criteriu de selecție, ca să zic așa, a celor care trebuie să locuiască în blocurile ANL, să aibă loc de muncă. Știu, s-a tot discutat cum creează sau dacă nu cumva nu creează primarul locuri de muncă. Și totuși, mediul de afaceri din Slobozia, ba chiar din tot județul, este
strâmtorat. Da. Nu găsesc alt termen care să arate imaginea... Este puțin blocat, să spunem puțin așa. Blocat. Cel puțin așa am simțit eu și din discuțiile cu diferiți investitori de la Slobozia. Este faptul că nu există un dialog între autoritatea locală și ei. Pentru că, așa cum am arătat și în alte rânduri, prima modalitate de a crea locuri de muncă este de a consolida investițiile existente și a le extinde. În acest sens, trebuie discutat cu patronul respectiv ce nevoi, ce necesități are și cu ce pot eu, primărie sau consiliul local, să-i ajut. Atunci se creează această ofertă și el își dezvoltă și mai dezvoltă afacerea, angajează alți oameni. Pe lângă această metodă, există și celelalte. Atragerea de investitori străini, cetățeni români sau cetățeni străini, care să vină și să investească, tot oferindu-le anumite oportunități, explicându-le că avem o poziție geografică extraordinară și mai ales pe plan transport rutier. Pentru că suntem aproape de Portul Constanța, de Autostrada Soarelui, de Capitala, de București, de zona Galați, Ucraina, care Ucraina și-a înzecit transportul rutier prin România, datorită conflictului de la ei, datorită războiului. Și automat ei trec prin zona noastră. Noi trebuie să găsim oportunități de a ne dezvolta și prin această poziție geografică a noastră și această infrastructură rutieră care o avem la dispoziție. Ca da. Și dumneavoastră, și eu stau de vorbă foarte mult cu oamenii de afaceri și vă supun atenției și telespectatorilor noștri, vă supun atenției următorul raționament. Dacă administrația publică, oricare ar fi ea, ar ține cont de nevoile oamenilor de afaceri și banii aceia alocați pentru investiții ar fi dirijați de o manieră transparentă, dar și ușor direcționată în sensul să rămână, să fie executate lucrările de investiții sau să fie cumpărați de la furnizori de aici, de-ai locului, poate că toți am avea front de lucru ceva mai mare decât la momentul acesta. Adică noi cumpărăm din alte județe, noi executăm lucrurile cu meseriași din alte județe care, iată, vin, încep lucrările și ne lasă baltă. Ceea ce s-a întâmplat până acum, nu sunt de acord. Ideea clară este că trebuie oprit furtul banului public. Deci, stopată risipa banului public este prima condiție să plecăm de la baze egale. După aceea, trebuie să asigurăm o transparență a licitațiilor și a achizițiilor publice pentru tot felul de lucrări. Având această transparență, se însănătoșește modalitatea prin care se câștigă o lucrare. Bineînțeles că noi, ca autoritate locală, putem să impunem prin caietul de sarcini ca acel investitor să aibă un anumit număr de oameni, să fie din zonă, din Slobozia, sau se pot găsi modalități în funcție de proiect, în funcție de finanțare, că sunt finanțări locale, finanțări de la bugetul central, finanțări europene, și automat trebuie să ne pliem și în funcție de acestea să răspundem cerințelor pe care le impune acea finanțare. Transparența o văd nu numai în ceea ce am spus, ci văd transparență și în modul cum se organizează concursurile la nivel local. Se creează funcții libere în primărie, da? În SRL-urile primăriei. Trebuie să fie o transparență totală, să se facă o publicitate maximă, în așa fel încât să fie cât mai mulți concurenți. Și să intre pe competențe profesionale, nu pe tip și grad de rudenie. Să câștigăm oameni pregătiți, profesional și cred că și tineri. Majoritatea sunt tineri care nu au locuri de muncă și își doresc din tot sufletul să participe, la modernizarea orașului Slobozia și să aibă un loc de muncă, să-și câștige o pâine în mod cinstit. Încurajăm munca. Poate n-ați avut răgazul necesar, suntem în campanie electorală, dar eu vă spun că am urmărit cu o lacrimă în colțul ochilor, cum ziceați dumneavoastră ceva mai devreme, emisiunea difuzată pe un post de televiziune, Pro TV, la emisiunea România Te Iubesc, a fost acel discurs pentru a ne alege și noi primarii, ca în Germania, dădeau colegii mei exemplu,
De ce credeți, domnule Ionel Gaie, că acolo, în Germania, par exemplu, se poate să aibă oamenii aia, niște primari așa destoinici, care să căpruiască lucrurile frumos și la noi, de 26 de ani, avem primari, care mai de care, care mai de care? Deci, din punctul meu de vedere, primarul trebuie să fie un bun manager, să știe să-și conducă acele oști, le spun acel personal care îl are în subordine, acei funcționari. Funcționarii trebuie să fie uniți, trebuie să aibă un scop acela de a servi omul, să-i rezolve problema când vine, să nu îl țină, să-și piardă timpul liber, timpul prețios. Iar la rândul lui, primarul trebuie să urmărească modul în care ei își exercită sarcine de servicii. Ce pot să vă spun este că trebuie să fim transparenți în tot ceea ce facem. Primarul trebuie să fie în popor, în mijlocul poporului, în mijlocul oamenilor întotdeauna și putem ajunge și noi să avem performanța primarilor din Germania. Bineînțeles că ne desparte această putere financiară. Și de mentalitate. Și de mentalitate. Mentalitatea trebuie să fie și de partea cetățenilor și de partea funcționarilor. Adică cu toții trebuie să avem o mentalitate modernă. Eu cred că prin votul din 5 iunie, cetățenii au posibilitatea să schimbe din temelii mentalitatea, gândirea, modul în care se lucrează pentru cetățean. Deci pe 5 iunie ei, prin votul lor, pot veni, pot da curaj unei echipe tinere, pot avea încredere în mine pentru funcția de primar, au la dispoziție 4 ani când mă pot monitoriza, mă pot verifica și peste acești 4 ani pot veni din nou la vot și dacă nu-s mulțumiți de mine și de echipa mea, pot să voteze un alt candidat, o altă echipă care îi dă încredere, care îi dă speranță. Eu nu pot să stau deoparte, văd foarte multe lucruri care sunt negative în orașul nostru. Vreau să văd un oraș modern, vreau să-l transform într-un oraș european. Eu vreau să văd în Slobozia foarte multe populații din alte țări să vină, să facem schimburi de experiență. Copiii noștri să meargă în țările lor, ei să vină să ne cunoască și cultura, să ne ajutăm, dacă au posibilități financiare și proiecte comune cu noi, atunci haideți să le implementăm, să găsim soluții. Bine, Slobozia oferă mai puține atracții turistice. Am avea totuși Hermesul, am avea aici la o zdrobitură de băț Amara, am avea lacurile care nu sunt băgate în seamă, vezi Strachina, vezi Iezerul, am avea, da. Să nu uităm că trebuie să intrăm într-o interconexiune și cu celelalte localități care pot oferi ceva în plan turistic. Cum este Amara, unde pe timpuri veneau polonezii, da? Și da, veneau cu grămadă. Să nu uităm că avem posibilități culturale, pentru că pe vremuri știu că mergeau ansamblurile noastre folclorice, artistice și mergeau în diferite țări din Occident. Da? Atunci ce făceam? Un schimb de experiență util, era și o anumită autofinanțare și copiii culegeau lucruri frumoase din Franța, din Italia, din Spania, prindeau o anumită, eu știu, cultură europeană. Văd că lucrurile astea s-au oprit. În loc să avansăm noi, înseamnă că dumneavoastră gândiți latura asta culturală, educativă, o gândiți și în perspectiva atragerii cadrelor didactice. În mod normal trebuie să resuscităm toate domeniile din oraș. Viața culturală, sportivă, viața oamenilor în general. Trebuie să intrăm într-o normalitate. Când spun normalitate, vreau să nu mai văd statuia lui Mihai Viteazu, care nu este Mihai Viteazu. Da? Deci vreau să văd acest oraș numai cu lucruri frumoase. Nu vreau să mai mă uit pe internet, să mă uit la TV și să văd că Slobozia are nu știu ce fel de primar, că Slobozia nu este în stare să aibă apă potabilă, că Slobozia nu-l are pe Mihai Viteazu. Și așa mai departe. Sunt lucruri normale, lucruri care trebuiau rezolvate de la început, de când s-au pornit. Veți fi un primar voievod, vătaf, sau un primar coleg cu
toți cei care intră în primărie, care ies din primărie și merg la locurile lor de muncă, acolo unde muncesc să facă bani pentru primărie. Deci eu, dacă voi fi primar, voi fi datorită votului cetățenilor. Deci automat sunt un primar ales, nu un primar numit, nu am dat un examen ca să ajung acolo. De felul meu, sunt un om popular, sunt un om deschis la dialog, chiar vreau să știu tot ce se întâmplă și sunt implicat când găsesc anumite disfuncționalități să le rezolv. Și chiar am capacitatea managerială, organizațională și de verificare și control, că trebuie să verificăm și funcționarii, dacă își fac treaba în folosul oamenilor, să verificăm și investițiile ca care... Ca ei, la rândul lor, să-i verifice pe cei cărora le dau banii, dar să dar în niciun caz nu voi fi vătaf, voi fi colegul lor, voi fi fratele lor, îi voi păvățui, îi învăț. Am și această calificare juridică care îmi permite și îmi dă posibilitatea să citesc un act juridic, un contract. E un atu? Le văd altfel. Eu zic că este un atu, având în vedere că alt primar spunea că el nu știe că așa a semnat și el ca primar. Nu. În mod sigur voi semna ca un jurist, nu ca un primar. Să ne dorim să ajungeți să și semnați, domnule da. Ionel Gaie. Timpul nostru a expirat pentru astăzi. Rămâne ca pe 5 iunie. Ce mai sunt? 2 săptămâni. Sper să fiți acolo în primărie a doua zi. Dacă nu fi să fie, ziceți că o să fiți totuși în consiliu județean sau local și de acolo veți veghea măcar ca aceia care au fost aleși să nu mai facă ce au făcut predecesorii lor. În mod sigur îmi voi face datoria pentru cei care m-au ales și pentru cei care nu mă aleg. Îi rog frumos ca pe 5 iunie să vină și să facem acea schimbare de care este nevoie, să voteze ALDE, care are un conducător pe domnul Tăriceanu, care poate să susțină și orașul Slobozia, așa cum în alte rânduri a susținut alte localități unde a avut conducători, să voteze Ionel Gaie primar, să aibă încredere în mine că sunt un om pentru oameni. Le mulțumesc frumos că m-au ascultat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Încheiem aici emisiunea pentru astăzi. Să sperăm că ați înțeles că pe 5 iunie musai trebuie să vă prezentați la vot. Ce votați este treaba dumneavoastră, deși toți ne dorim